Bună ziua, dragilor! Sunt Marian și în acest tutorial mi-am propus să vă explic cum puteți folosi platforma Edpuzzle. În primul episod al seriei de tutoriale o să vorbim despre cum se creează un cont pe platformă și despre interfața acestei platforme. Ce este Edpuzzle? Edpuzzle este un soft care vă permite transformarea unui video creat de voi sau descărcat de pe diferite alte platforme într-un material interactiv. Un prim pas pentru a accesa platforma este să scrieți într-un browser de internet adresa edpuzzle.com. Edpuzzle.com. Mare atenție, puteți să folosiți această aplicație, în special elevii, și pe dispozitivele mobile cu sistem de operare Android și iOS. Diferența este că acolo va trebui să vă instalați aplicația de pe App Store sau de pe magazinul Google. Eu am să scriu adresa și în browserul de internet și am să accesez platforma. În pagina ce se deschide aveți câteva opțiuni foarte importante în partea de sus. Dacă nu aveți un cont, pur și simplu folosiți opțiunea Sign Up. Sunteți întrebați dacă sunteți profesori sau elevi. Eu am să spun că sunt profesor. Și aveți trei opțiuni. Folosim contul de Google, folosim contul de Microsoft sau pur și simplu să-ți creezi un cont direct pe Edpuzzle. Voi folosi opțiunea Sign in with Google, deci folosim contul de Google. Din lista de conturi pe care le aveți instalate pe calculator, folosiți unul dintre conturi și efectiv veți fi redirecționat după aceea pe platformă și veți intra cu acel cont de Google întotdeauna și cu parola pe care o aveți asociată contului respectiv. După ce v-ați creat contul, următoarea opțiune ar fi să folosiți login. În momentul în care ați folosit această opțiune, sunteți întrebați, la fel ca la sign up, ce calitate aveți, dacă sunteți cadru didactic sau elev. Urmați aceiași pași. Dacă ați creat un cont pe Edpuzzle, folosiți datele pe care le-ați folosit la crearea contului respectiv sau pur și simplu mergeți la Sign in with Google și folosiți contul de Google pe care l-ați asociat platformei în momentul în care ați creat contul. A treia opțiune, Open Class. Folosiți opțiunea Open Class în momentul în care aveți voi sau elevii voștri un cod al unei clase create de alți profesori pe Edpuzzle. Introduceți contul aici și o să vă apară clasa la care puteți să vă asociați. Pentru a prezenta interfața de bază a platformei, eu am să mă conectez cu contul meu de instituție. Se va deschide interfața platformei. În partea stângă aveți Discover. Pur și simplu în motorul de căutare puteți să scrieți ceea ce vă interesează, să-i dați o căutare în materialele care deja sunt pe Edpuzzle. Aveți patru filtre, pe subiecte, pe clase, pe țări și pe sursa de unde vine resursa respectivă. Mai scroll, mai aveți o opțiune și să caute în YouTube.
Următorul meniu este conținutul meu. În acest meniu, privind conținuturile pe care le-ați creat, veți avea acces întotdeauna la resursele pe care voi le-ați pus aici și pe care le-ați editat pentru a fi transmise elevilor. MyNewTalk, în această opțiune aveți posibilitatea să vizualizați cadre didactice care sunt asociate la contul vostru. Notificările pe care le-ați primit, vedeți că în cazul acesta, pe unul dintre materialele pe care eu l-am asociat ca temă elevilor, sunt anunțat că am 10 noi răspunsuri. Următoarea opțiune, clasele mele. Vedeți că eu am aici o singură clasă, CP, clasa lui Maria. Dar pot să și creez noi clase dacă doresc, dar de la acest în plus, dar această opțiune, alături de crearea efectivă a unor resurse, o să vorbim într-un tutorial următor. Și mai aveți în partea de jos clasele arhivate. Eu nu am nicio clasă arhivată, dar aici, dacă aveți clase create și pe care nu le mai folosiți, este suficient să le dați arhivare și o să le găsiți aici pentru a le șterge sau a le restaura dacă aveți nevoie. Am să merg pe clasa mea și în clasa mea se văd cele patru resurse create. Alfabet, fata babei și fata moșului, degețica. Este afișată data la care resursa a fost postată, data de final nu am setat niciodată și câți dintre elevi au dat răspuns la tema respectivă. Membrii clasei, deci sunt elevii care s-au asociat la clasa mea și carnetul de note. Efectiv, o să vedeți numele elevilor din clasă și temele pe care voi le-ați postat. Aici am de la 9 iulie până astăzi. Am să merg la filtru și o să dau pe o perioadă mai lungă și observați că pentru fiecare elev și pentru fiecare temă sunt afișate rezultatele. Platforma face automat o medie și totodată face o medie a timpului petrecut pe, în această situație, cele patru resurse. Dacă veți face click pe în dreptul unui elev pe una dintre resurse, vi se și arată cum elevul respectiv a răspuns la resursa respectivă. O altă opțiune pe care o aveți, să vedeți pe fiecare resursă în parte, pe clasă. Am să merg aici la fata babei și fata moșneagului. Sunt arătați elevii din clasă și rezultatele obținute de fiecare elev, câte puncte din cât a avut testul, a realizat fiecare elev. Dacă vreți în amănunt, puteți să intrați pe sursa respectivă la elevul acela și vă sunt afișate toate răspunsurile, inclusiv unde a greșit. Vedeți că aici este o greșeală. Poți să îi modifici tu punctajul. Platforma îi dă un punctaj, dar tu poți să-l modifici și poți să adaugi și comentarii pentru fiecare în răspuns sau fiecare sarcină de lucru în parte. Am să mă întorc. În felul acesta puteți să vizualizați materialele pe fiecare resursă, rezultatele pe fiecare resursă în parte. Observați că aveți
În partea de sus a resursei, două opțiuni. Share, deci să partajezi evaluarea, resursa respectivă pentru evaluare, sau live mode. Când folosim varianta de a se lucra în live, pur și simplu, elevul lucrează în același timp cu cadrul didactic. Este ceva asemănător dacă ați mai lucrat cu Nearpod, cu anumite resurse realizate în Nearpod. Aveți două opțiuni în partea de sus, dacă doriți să editați sau dacă doriți să vizualizați resursa prin prisma perspectivei elevului. Și se poate folosi și această variantă. Așa vede elevul, da? Eu am introdus aici un item și pe baza a ceea ce, ce elevul vede pe ecran, trebuie să aleagă varianta corectă. Am să mă întorc la interfața de bază, la conținutul meu. În următorul tutorial am să vă explic cum puteți să faceți un videoclip interactiv aici, cum puteți să vă creați o clasă și cum puteți să partajați resursele respective pentru evaluare către elevi. Până atunci, vă doresc spor în explorarea platformei și în crearea contului pentru voi. Vă salută cu drag, Marian!